Bună ziua, dragi copii, și bine v-am regăsit! Astăzi vom avea o lecție de gramatică în care vom afla informații noi despre substantiv și cazurile substantivului, respectiv nominativ și acuzativ. Ce veți învăța astăzi? Felul în care substantivul își schimbă forma în vorbire, în raport cu funcția sintactică pe care o are, ce este cazul, care sunt cazurile substantivului, iar lecția de astăzi este o lecție pe care o dedicăm cazului nominativ și acuzativ, și cum să corelați cazul cu funcția sintactică. Sper că v-ați pregătit toate instrumentele de lucru. În prima parte a lecției vom descoperi aceste informații noi. Pornim prin a rezolva un exercițiu care vă cere să precizați funcțiile sintactice ale substantivelor subliniate. Haideți să citim enunțurile. Copiii se joacă. După cum observăm în acest enunț, substantivul subliniat copii are funcție sintactică de subiect. Cine se joacă? Copii. Jocurile de copii sunt interesante. Dacă punem o întrebare, care jocuri? Observăm că substantivul copii determină substantivul jocuri, ceea ce înseamnă că funcția sintactică a substantivului de copii este de atribut. I-am văzut pe copiii cei mari în parc. Punem întrebarea. Pe cine am văzut? Pe copii. Astfel, deducem că funcția sintactică a substantivului copii este de complement. Părinții le-au dăruit copiilor prăjituri. Și din nou punem o întrebare. Cui au dăruit? Copiilor. Observăm că, punând întrebarea verbului au dăruit, răspunde substantivul copiilor, ceea ce înseamnă că acesta îndeplinește funcția sintactică de complement. Acordarea de recompense copiilor nu trebuie exagerată. Punem o întrebare. Cui acordarea? Copiilor. Și observăm că am pus întrebarea substantivului acordare, ceea ce înseamnă că substantivul copiilor este atribut. Și ultimul enunț, dorința copiilor a fost îndeplinită. Și punem din nou o întrebare. A cui dorință? A copiilor. Punând întrebarea substantivului dorința, deducem că substantivul copiilor este din nou atribut. Ce am observat rezolvând acest exercițiu? Că substantivul își schimbă forma după funcția sintactică pe care o are în propoziție. Și sesizați că avem diverse forme, copiii, copiii, copiilor, copiilor și copiilor. Informația importantă este informația despre caz, forma luată de substantiv pentru a exprima funcția lui sintactică într-un enunț se numește caz. Primul caz pe care îl discutăm este cazul nominativ. Iar în cazul nominativ, substantivul îndeplinește următoarele funcții sintactice. Subiect. Albinele culeg nectarul din flori. Și observăm că subiectul răspunde la întrebarea cine, întrebare pe care o adresăm verbului. Predicat. Cine culeg? Albinele. Următoarea funcție sintactică specifică cazului nominativ este cea de nume predicativ. Și avem exemplu. Eu sunt elev în clasa a șasea. Pentru a identifica un nume predicativ, trebuie să fim foarte atenți. În primul rând, trebuie să știm că numele predicativ este atașat unui verb copulativ. În cazul nostru, există forma sunt. Ce mai știm? Mai știm că numele predicativ arată caracteristica subiectului, iar în acest enunț subiectul este eu, subiect exprimat prin pronume personal. Caracteristica subiectului eu este elev. De aici deducem că substantivul elev îndeplinește funcția sintactică de nume predicativ și va sta în cazul nominativ. În cazul acuzativ, substantivul are următoarele funcții sintactice. Funcția sintactică de atribut, însoțit de prepoziție. Vă plac romanele de aventuri? Și
Ce trebuie să știm? Că substantivul în acuzativ, cu funcția sintactică de atribut, răspunde la întrebările care sau ce fel de, adresate unui substantiv, pronume sau numeral. În enunțul dat, punem întrebarea care romane și ne răspunde cuvântul aventuri, însoțit de prepoziția de. O altă funcție sintactică specifică cazului acuzativ este cea de complement direct. O caut pe mama. Sau am văzut filmul acesta. Substantivul în acuzativ, cu funcție sintactică de complement direct, răspunde la întrebările pe cine sau ce adresate unui verb. Pe cine caut? Pe mama. Sau ce am văzut? Filmul. Complement prepozițional. Mă gândesc la examen. Substantivul în acuzativ, cu funcție sintactică de complement prepozițional, răspunde la întrebările. Pentru cine, pentru ce, cu cine, cu ce, de la cine, de la ce, despre cine, despre ce, sau altele, adresate unui verb, unui adjectiv sau unui adverb. La ce mă gândesc? La examen. Ce este foarte important să rețineți este că acest complement prepozițional, sau mai bine zis substantivul cu funcție sintactică de complement prepozițional, va fi însoțit întotdeauna de o prepoziție specifică cazului acuzativ. O altă funcție sintactică este cea de nume predicativ. De data aceasta, substantivul cu funcție sintactică de nume predicativ. Pentru a sta în acuzativ, trebuie să fie însoțit în mod obligatoriu de o prepoziție de cazul acuzativ. De exemplu, podul este de piatră. Și din nou observăm prezența verbului copulativ a fi este, subiectul podul, iar caracteristica subiectului podul este de piatră. Tocmai de aceea, substantivul piatră va fi nume predicativ în cazul acuzativ. O altă funcție sintactică specifică cazului acuzativ este cea de circumstanțial deloc. Vara, mergem la mare. Substantivul în acuzativ, cu funcție sintactică de circumstanțial deloc, răspunde la întrebările unde, de unde, până unde, adresate unui verb, adjectiv sau unui adverb. Și punem întrebarea, unde mergem? La mare. Circumstanțial de timp. Peste 2 săptămâni vine vacanța. Substantivul în acuzativ cu funcția sintactică de circumstanțial de timp răspunde la întrebările. Când, de când, până când, cât timp? Întrebări pe care le putem adresa unui verb, unui adjectiv sau unui adverb. Și haideți să punem întrebarea. Când vine? Peste săptămâni. Mare grijă, pentru că aici avem și numeralul 2, care va avea o altă funcție sintactică. Circumstanțial de mod. Ei sunt mai înalți decât masa sau tremură ca un câine. Substantivul în acuzativ cu funcția sintactică de circumstanțial de mod răspunde la întrebările cum sau cât de adresate unui verb, unui adjectiv sau unui adverb. Și punem întrebarea, cum tremură ca un câine? Și ne răspunde un substantiv care va avea funcția sintactică de circumstanțial de mod. După cum probabil ați observat, substantivele în cazul acuzativ pot fi precedate de prepoziții specifice acestui caz. De exemplu, cu, după, fără, între, lângă, peste, până, la, pe, de lângă, spre, despre, prin, din, de pe și multe altele. Următoarea parte a lecției noastre este o parte în care vom exersa ceea ce am învățat. Primul exercițiu. Precizează funcția sintactică și cazul substantivelor subliniate în următoarele enunțuri. Scriitorul este în bibliotecă. Tudor Arghezi este un scriitor celebru care a trăit în secolul al XX-lea. Aveți la dispoziție
puțin timp pentru a scrie răspunsul la acest exercițiu. Și haideți să ne uităm. Avem subliniat substantivul scriitorul și punem întrebarea. Cine este scriitorul? Acest cuvânt răspunde la întrebarea cine, ceea ce ne duce cu gândul la funcția sintactică de subiect, funcție sintactică pe care acest substantiv o îndeplinește în enunțul dat. Tudor Arghizi este un scriitor celebru care a trăit în secolul al XX-lea. În acest enunț observăm în primul rând prezența verbului copulativ a fi. După ce aflăm verbul copulativ, următorul pas este să aflăm care este subiectul. Cine este? Tudor Arghezi. Tudor Arghezi va fi subiectul. Următorul pas este să observăm care este caracteristica subiectului Tudor Arghezi. Și, evident, caracteristica principală este un scriitor. Ceea ce ne duce la concluzia că substantivul un scriitor este în acest enunț nume predicativ. Cel de-al doilea exercițiu vă cere să identificați funcția sintactică și cazul substantivului casa din enunțurile următoare. Văd casa bunicilor. Și îmi place casa bunicilor. Vă las să vă gândiți câteva momente. Și vom pune întrebarea pentru primul enunț. Ce văd? Casa. Funcția sintactică a acestui substantiv va fi de complement direct, pentru că această funcție sintactică răspunde la întrebările pe cine sau ce. Iar răspunsul complet scris pe caiet este caz acuzativ, complement direct. Îmi place casa bunicilor. Și punem întrebarea. Cine place casa? În această situație, substantivul casa va sta în cazul nominativ și va avea funcție sintactică de subiect. Următorul exercițiu. Citește cu atenție fragmentul pentru a răspunde în scris cerințelor următoare. La început, metroul îl cam dezamăgi pe Paddington. Îi plăceau zgomotul, agitația și mirosul de aer cald care îl întâmpinaseră la intrare. Dar biletul nu-i făcea o impresie prea bună. Fragmentul este extras din textul Un urs pe nume Paddington de Michael Bond. Prima cerință. Transcrie un substantiv propriu în cazul acuzativ. Vă las câteva secunde să vă uitați pe text. Răspunsul corect este Paddington, substantiv propriu în cazul acuzativ, însă observați că eu aici am scris între paranteze și prepoziția pe. De ce? Pentru că prepoziția pe ne ajută în a identifica cu ușurință cazul. Și atunci e mai ușor să identificăm funcția sintactică a cuvântului. Următoarea cerință. Notează un substantiv în cazul acuzativ cu funcția sintactică de atribut. Vă las să vă gândiți. Și observăm un substantiv în acuzativ care are funcție sintactică de atribut, ar putea fi de aer. Dacă ne uităm pe text, observăm că de aer determină substantivul mirosul, pentru că eu voi pune întrebarea care miros de aer. Următorul exercițiu. Identifică în text o prepoziție simplă. Și vă las câteva momente să vă notați răspunsul. Câteva exemple de prepoziții simple în textul dat sunt la, pe,
sau de? Următorul exercițiu. Alege răspunsul pe care îl consideri corect. Substantivul metroul are funcția sintactică de A. Subiect sau B. Complement direct. Și ne uităm pe text. La început, metroul îl cam dezamăgi pe Paddington. Vă las să vă gândiți. Și pentru a afla funcția sintactică a substantivului metroul, vom pune întrebare. Cine dezamăgi metroul? Astfel, realizăm cu ușurință că funcția sintactică a acestui substantiv este de subiect. Următorul enunț, substantivul la intrare, este în cazul A, nominativ, B, acuzativ. Vă las câteva momente să vă gândiți. Și ce observăm? Observăm că substantivul intrare are în față prepoziția la. Ori noi am învățat că prepoziția la este specifică cazului acuzativ. Astfel, răspunsul corect va fi varianta B. Următoarea serie de exerciții. Completează enunțurile de mai jos cu răspunsurile pe care le consider corecte după ce le-ai copiat în caiet. Substantivul biletul este în cazul, și aici trebuie să completați, și are funcția sintactică de, și la fel, trebuie să completați. Mă întorc la text, nu uitați, substantivul biletul, și ne uităm puțin pe text, îl identificăm, dar biletul nu-i făcea o impresie prea bună, și punem o întrebare. Cine nu făcea biletul? Punem întrebarea cine, deducem că substantivul biletul stă în cazul nominativ și are funcție sintactică de subiect. Următoarea cerință, substantivul o impresie este în cazul și trebuie să completați și are funcția sintactică de și trebuie să completați. Vă las să vă gândiți, dar să aveți textul în față. Textul găsim aici. Dar biletul nu-i făcea o impresie prea bună. Și punem întrebarea. Ce nu făcea o impresie? Punem întrebarea ce, deducem că substantivul o impresie este în cazul acuzativ și are funcția sintactică de complement direct. Următorul exercițiu. Explică în scris ortografia cuvintelor subliniate în propozițiile următoare. Copiii se bucură de jucării. Și avem subliniat substantivele copiii și jucării. Următorul enunț. Pe copii îi bucură jucăriile și avem subliniate substantivele copii și jucăriile. Vă las câteva momente să vă gândiți la răspunsul vostru. Și haideți să ne uităm puțin la primul substantiv. Substantivul copii. Observăm că primul i din substantivul copii este parte din rădăcina cuvântului, pentru că îl întâlnim și la forma de singular. Copil, copii. Cel de-al doilea i este desinență de plural. Un copil, doi copii. Iar ultimul i este articol hotărât. Haideți să vedem acum pentru substantivul jucării. Ce observăm? Primul i face parte din rădăcina cuvântului, pentru că întâlnim sunetul și la forma de singular, jucărie, iar cel de-al doilea i este desinență de plural, o jucărie, două jucării. Următorul enunț, pe copii îi bucură jucăriile. Haideți să vedem, primul i face parte din rădăcină, iar al doilea i este desinență de plural. Iar în substantivul jucăriile, primul i
face parte din rădăcina cuvântului. Al doilea I este desinență de plural, iar le este articol hotărât. Următorul exercițiu vă cere să alcătuiți în scris enunțuri în care substantivul floare, în cazul nominativ, să aibă următoarele funcții sintactice. A. Subiect și B. Nume predicativ. Vă las câteva momente să vă gândiți. Și am pregătit și câteva răspunsuri orientative cu funcție sintactică de subiect. Floarea de la fereastră și-a deschis petalele. Observăm că substantivul floare răspunde la întrebarea cine, adresată verbului cu funcție sintactică de predicat, cine a deschis floarea. Iar nume predicativ, ghiocelul este o floare delicată. Și încă o dată, sesizăm prezența verbului copulativ a fi, subiectul ghiocelul, iar caracteristica subiectului ghiocelul este o floare. Următorul exercițiu. Formulează enunțuri în care substantivul în cazul acuzativ grădină să aibă pe rând funcțiile sintactice de atribut, complement direct și circumstanțial de loc. Vă las câteva momente să vă gândiți. Din nou, v-am pregătit câteva răspunsuri orientative. Atribut. Arborii din grădină au fost curățați. Și punem întrebarea, care arborii? Și ne răspunde substantivul din grădină. Pentru faptul că determină un substantiv, da? Înseamnă că îndeplinește funcția sintactică de atribut, iar substantivul grădină stă în cazul acuzativ, deoarece are prepoziția din în față. Am realizat un referat despre grădina de zarzavaturi a bunicilor. Și din nou punem întrebarea. Care referat? Ce fel de referat? Despre grădina. Punând întrebarea unui substantiv, ne va răspunde atributul, iar substantivul grădina va sta în cazul acuzativ, deoarece este însoțit de prepoziția compusă despre. Complement direct. Am vizitat grădina japoneză de la muzeu. Și punem întrebarea. Ce am vizitat? Grădina. Punând întrebarea ce, deducem cu ușurință că substantivul este complement direct, iar cazul în care stă este caz acuzativ. Am văzut într-o emisiune TV o grădină exotică spectaculoasă. Și din nou punem întrebarea ce am văzut, o grădină, e aceeași funcție sintactică, cea de complement direct. Circumstanțial de loc. Merg în grădină după zarzavaturi. De data aceasta vom pune întrebarea unde merg? În grădină. Punând această întrebare, deducem că substantivul grădină este circumstanțial de loc și va sta în cazul acuzativ, deoarece este însoțit de prepoziția simplă în. V-am pregătit și o temă scurtă. Și anume să stabiliți corespondența dintre cele două coloane, având în vedere cazul și funcția sintactică a substantivelor subliniate în enunțurile date după ce le-ați copiat în caiete. Și avem enunțurile, copiii sunt oglinda părinților, am căutat prin dulap, îmi caut telefonul, a răsărit soarele, se comportă ca un adult, stiloul de pe bancă nu îmi aparține. Funcțiile sintactice cu care trebuie să corelați cuvintele subliniate sunt subiect, nume predicativ, atribut, complement direct, circumstanțial de loc și circumstanțial de mod. Vă invit să realizați această temă, fiecare pe caietul său și la sfârșit vă puteți și corecta pentru că am dat și variantele corecte. Oglinda va fi nume predicativ,
prin dulap circumstanțial deloc, telefonul complement direct, soarele subiect, se comportă ca un adult, ca un adult circumstanțial demon și de pe bancă atribut. În speranța că informațiile v-au fost de ajutor, noi vă urăm mult succes la școală și multă sănătate. Până data viitoare, la revedere!